Bună dimineața! Înainte de a începe să fac prezentarea, aș avea o mică rugăminte la dumneavoastră, pentru că, mă rog, e dimineață, poate că încă nu ne-am reușit să ne trezim și aș vrea să vă rog să ne ridicăm un pic în picioare. Nu o să doară foarte tare. Sper, cel puțin. Și onoratul prezidiu poate să facă același lucru, dacă dorește. Și am să vă rog să facem următorul exercițiu și o să vă explic mai după ce, care scopul lui. Să nu aveți impresia că facem doar lucruri de dragul de a face lucruri. Și să încercăm să stăm cât se poate de drept. Să ne imaginăm că suntem fața unei comunități și ne prezentăm vertical. Da? Și stăm cât se poate de drept. Ne imaginăm că acolo undeva sus în tavan este un fir care vine în creștetul capului nostru și ne trage așa în sus. Simțiți firul? Trebuie să simțiți firul. Am văzut la un moment dat că cineva a început să-l simtă atât de tare încât s-a dus după fir. Faceți acest lucru. Urmați-vă. Dacă ați ajuns sus, o să vă rog să ridicați un pic mâna și să încercați să prindeți cam toate lucrurile care credeți voi că există acolo în comunitate și ați vrea să le aduceți la voi și să vă folosească în activitatea voastră. Niște miere. Și când sunteți gata, putem să luăm loc. Bună dimineața din nou, numele meu este Andrei Popescu și lucrez într-o instituție publică. Și sunt foarte mândru de acest lucru și îmi place foarte mult ceea ce fac, pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, am considerat întotdeauna că într-o comunitate sunt mai mulți actori, așa cum spuneam și puțin mai devreme, și că instituțiile publice, ca și ONG-urile, sunt acolo pentru a servi comunitatea. Și aici, în următoarele minute, o să încerc să vă prezint... Există și un clicker? Da? Pot să-l... Voi încerca să prezint un program de suport pe care l-am făcut pentru organizații de tineret ca să-și facă treaba ceva mai bine, zicem noi, în comunitățile lor. Deci noi n-am lucrat direct noi cu comunitatea, însă credem că uneori este important să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă partea asta de interacțiune și cum să lucreze mai bine în comunitate. Așa. În acest scop am adus și un pic de suport vizual, dacă nu vă supărați, și am plecat, în momentul când ne-am apucat să facem acest lucru încă din 2007, de la vreo câteva premise. Și una dintre chestiile care trebuie să recunosc că pe mine mă enerva în mod foarte consecvent și consistent, era treaba asta cu tinerii sunt viitorul. Tinerii sunt totdeauna undeva acolo. Și întrebarea era, bine, dacă tinerii sunt viitorul, în prezent ei ce sunt? Pentru că și în acest moment tinerii sunt tineri și sunt acum tineri, nu în viitor, drept pentru care acum trebuie să se implice în comunitățile lor. Și, mă rog, premisa de la care am plecat este că dacă o să tot așteptăm oare ce o să ne aducă nouă viitorul ăsta, unii o să spună, da, e foarte tare viitorul. Alții o să spună, e nasol viitorul. Ei, cred că viitorul vine și ne râde în față și spune, băi, viitorul o să fie așa cum vreți voi să-l faceți, pentru că lui nu-i pasă de ceea ce spuneți, acum lui pasă de ceea ce faceți, pentru ca viitorul ăsta să fie altfel decât așa cum îl aveți în acest moment. Pentru că, încă o dată, repet, tinerii sunt tineri acum, nu în viitor. În viitor s-ar putea să fie adulți și e un pic altceva și e bine. O a doua premisă de la care am plecat, noi suntem finanțatori. Lucrăm în cadrul a două programe ca instituții, învățare pe parcursul întregii în vieți, probabil Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Comenius, vă spun mai multe. Eu lucrez în programul SORA, care se numește, sau Frate Tineret în Acțiune, și care este dedicat tinerilor și organizațiilor de tineret. Și una dintre premisele care iară mă enerva foarte tare era faptul că, domne, un program de finanțare este despre bani. Bani, bani, bani. Ei, din punctul nostru de vedere, un program de finanțare, și asta am văzut că a existat și în discursul doamnei Mona Niculici, nu este despre bani. Banii sunt doar un instrument. Un program de finanțare este despre ceva mai mult. Este vorba despre o viziune. Și, ok, putem ca o instituție publică sau oamenii, ca așa, de cele mai multe ori cam așa ne văd oamenii, nu? Ca băieții ăia care stau acolo în biroul lor și mută niște dosare dintr-o parte într-alta. Și în felul ăsta își petrec și ei timpul de dimineață până seara. Și, ok, bun, asta este ceea ce li se spune să fac. Bun, asta poate să fie o parte. Și e important. Deci e important să facem și treaba asta, nimeni nu zice, nu? Dar e important să facem chestia asta gândindu-ne la treaba asta. Pentru că ceea ce facem noi cu acest program, trebuie să vedem de ce mutăm aceste dosare dintr-o parte într-alta. Pentru că le mutăm ca să dezvoltăm niște competențe, mă rog, competențe are un cuvânt urât.
Ok, acele abilități de viață. Dom'le, să înțeleg și eu la ce îmi folosește chestia asta pe care o văd în viața mea de zi cu zi. Și să înțeleg că dacă la matematică 2 plus 2 face 4, asta poate s-ar putea să mă ajute când mă duc la piață. Că nu știu dacă o să-i spui copilului de 2 plus 2 face 4 și învață că așa spun eu că face 4, o să-l ajute foarte tare. Dar în momentul în care se va duce la piață, dacă cineva îl va trage în piept, s-ar putea că data viitoare să țină că 2 plus 2 face 4, pentru că altfel s-ar putea să vină cu mai puțin bani acasă. Deci este foarte important să înțelegem treaba asta, că acești bani, care sunt bani europeni de altfel, nu vin pentru a fi cheltuiți, ci vin pentru a construi ceva. Pentru a construi ceva în tânăr și pentru a construi ceva în comunitate. Bun. Mai departe. Ok, asta au fost premisele. Care au fost soluția pe care am găsit-o? Am zis, ok, ar fi, cer scuze, prezentarea în engleză. Nu știu de ce, în mintea mea, când am primit prezentarea evenimentului, am văzut în engleză și am crezut că o să fie limba de discuție engleză. Un sistem integrat de suport pentru organizații care să le dezvolte pe de-o parte tot ceea ce înseamnă capacity building sau dezvoltarea capacității organizaționale, să, în engleză sună bine, to empower. În română, nu știu, traduceți-l voi cum vreți. Să îi împuternicească, să îi facă să facă ceva, astfel încât să devină mai activ în comunitățile lor și să se lucreze cu tineri în beneficiul comunității. Deci asta a fost soluția pe care am găsit-o. Acum, bine, e foarte frumos, foarte drăguț, dar am plecat și de la niște premise. Scuze, am plecat și eu sunt foarte... am plecat departe. Ne-am gândit că o comunitate cu adevărat funcțională, mai ales dacă vorbim de o comunitate în zona asta, trebuie să fie, în primul rând, o comunitate care să învețe. Și să știe să învețe și să-și descopere resursele de învățare pe care le are în propria comunitate. Iar pentru ca o comunitate să fie eficientă, o comunitate de învățare, trebuie să o facă prin interacțiune, nu de genul top-down și nici măcar de bottom-up. Și asta e important, și asta e important, dar și la nivel de peer learning, de tot ce înseamnă învățare de la egal la egal, e foarte important. Și acest lucru se întâmplă prin împărtășirea de resurse și nu este vorba numai de bani, este vorba în primul rând de ce e aici și ce e aici. Prin a crea și a recrea ceea ce se numește un mediu de învățare colaborativă. Bun. Cum totuși s-a întâmplat? Asta a fost soluția și astea au fost lucrurile de care am plecat. Printr-o serie de traininguri, prin consultanța pe care am acoperit-o și prin tot felul de instrumente și evenimente colaborative, l-am spus noi. Bine, acum o să spuneți, ok, traininguri. Cinstit, m-am săturat de câte traininguri am auzit în ultima vreme că se întâmplă și se întâmplă doar de dragul de a se întâmpla, că am ajuns acum, nu mai cheltuim banii de dragul de a cheltui banii, cheltuim banii de dragul de a face traininguri, dar nu o să știm ce o să facem mai departe cu ele. Bun, și ce am zis, am plecat noi de la primul zi, domnule, ok, dacă facem ceva pentru comunitate, haideți să o facem, nu că venim noi ăia de sus acolo, instituția noastră, instituția care este frumoasă, deșteaptă și le știe pe toate. Nu, haideți să lucrăm cu oamenii care fac chestia asta în viața lor de zi cu zi. Și atunci am încercat și am identificat niște oameni care aveau deja experiență pe chestia asta, care aveau deja competență de formare și erau buni comunicatori și le-am pasat-o lor. I-am empowerizat. Băieți, asta este ceea ce aveți voi de făcut, astea sunt trainingurile pe care le faceți, mergeți în lume, livrați-le la popor. O să revin un pic mai târziu. Asta a fost unul dintre lucrurile pe care am marșat. Celălalt a fost zona de parteneriate. Și ceea ce se întâmplă aici, putem să o punem și în contextul unui parteneriat. Nu? Dar o să revin un pic mai târziu, pentru că haideți să vorbim puțin despre ce rezultate am avut pe parcursul acestor 5 ani de când am lansat acest program de suport. În primul rând, o serie de cursuri de formare. Dar încă o dată aș vrea, aici sunt doar câteva date care pot să pară seci, dacă ne uităm la ele doar așa. La nivel general putem spune, ok, am avut 624 de cursuri de formare în care peste 11.000 de oameni au venit și li s-au explicat care este treaba cu vare și diverse lucruri. Dar programul așa când a fost gândit în așa fel încât la orice moment cineva să poată să beneficieze de ceea ce are nevoie. Pentru că dacă te-a pus să faci un proiect pentru a răspunde o nevoie în comunitatea ta, în primul rând trebuie să știi să faci proiectul respectiv. Nu? Face puțin așa mă gândesc. Poate că sunt oameni care vor să facă o grămadă de chestii în comunitate, dar nu știu cum să frazeze lucrurile astea, să le pună în așa fel încât să sune bine. Și atunci poți să vină să participe la un curs de scrierea propunerii de finanțare. Bun, scrie proiectul, câștigă proiectul, dar mai departe avem o problemă, că s-ar putea să nu am competențele necesare pentru a gestiona eficient. E important să avem și zona de management de proiect.
Și este foarte important, mai ales pentru noi, pentru că la nivel de tineret, punem foarte mult accent pe zona de ceea ce se numește educație non-formală sau, mai bine zis, învățare non-formală. Nu intru în subiect aici, pentru că e o diferență destul de mare. Și atunci trebuie să dezvolți competențele. Ok, își face proiectul, dar își face un proiect în comunitate, este un proiect de învățare, un proiect de învățare non-formală, atunci trebuie să-i dezvolți și competențele să înțeleagă care este treaba cu educația asta non-formală, ce metode poate să folosească și care din aceste metode pot să fie participative în așa fel încât să interacționeze cu omul ăla. Nu să vină doar și să-i spună, ok, eu sunt frumos și deștept, taci că ești mic și prost și ascultă ce am eu de spus. Aici, deci aici aveți enumerate toate trainingurile, nu intru în detalii, oricum prezentarea o să o aveți disponibilă și online și puteți să intrați voi în detaliu mai mult. Pe lângă asta, așa cum spuneam, am construit o felul de instrumente colaborative în care, pe de-o parte, mă rog, a fost ceea ce se numește un laborator de educație non-formală în care am adus oameni care aveau competențe și o parte dintre voi vă văd că au fost aici, care aveau competențe pe tot ce înseamnă zona asta de metode participative, interactive și care pot să fie folosite eficient în comunitate și să le dea mai departe către alții care pot să le preia și să le folosească în comunitățile lor. Și pe lângă acest lucru a mai fost și un eveniment de tip shareware, următorul vine în curând, în care oamenii pun resurse în comun pe lucruri care sunt importante pe zona lor, de leadership, de mentorat și de coaching. Și pe lângă asta, o serie de suport, o serie de parteneriate și suport pentru secțiunile de tineret în evenimente precum ONG Fest. Apropo, îmi cer scuze, la ora 12 va trebui să plec pentru că trebuie să moderez un atelier în cadrul ONG Fest. Și vă invit la ONG Fest, care este în Parcul Tineretului, pentru a dezvolta ceea ce se discute aici și pentru a vedea ce fac și ONG-urile care sunt acolo. Și totodată o serie de instrumente online, interactive în care oamenii pot să împărtășească resurse și pot să preia de acolo resurse. Au mai fost și parteneriate de gen susținerea secțiunilor de tinere pentru gala societății civile și gala participării publice. Asta a fost cu rezultatele. Acum, la sfârșitul celor 5 ani, câteva lecții, și cu asta mă închei, învățate. În primul rând, dacă vrei să faci o chestie eficientă, dacă vrei să faci o chestie care să meargă, să ajungă la comunitate, trebuie să ne păstrăm un pic calmul și să încercăm să nu le mai facem atât, pentru că am văzut că există chestia, trebuie făcut acum, și dacă nu e acum, e jale, e foc. Și trebuie să avem încredere în proces, pentru că, da, s-a menționat, CSR-ul este despre proces și noi credem că, în primul rând, este vorba de un proces, și făcut un proces făcut cu cap și coadă și un proces făcut cu oameni. Pentru că un proces este mai degrabă ca un bufet suedez sau, mă rog, un bufet deschis, mai degrabă decât ca o masă cu supică, felul 2, desert. Este părerea mea, putem să discutăm după aceea, nu este nicio problemă. Reformulez. În procesul nostru, da? Discutăm imediat. Discutăm. Lăsați-mi și pe mine să-mi spun poezia. Mulțumesc. Deci, în procesul nostru, ideea este că, ok, bun, dacă nevoia mea este aceea de salată de fructe, mă duc și mi-au salată de fructe. Nu trebuie să aștept să trec de supă, să trec de felul 2, ca să ajung poate la desert la salată de fructe. Și dacă vă aduceți aminte, erau traininguri dezvoltate pe mai multe paliere, în așa fel încât fiecare să poată să meargă fix acolo unde are nevoie. Drept pentru că, pentru noi, încă o dată repet, în acest proces, este mai degrabă ca un bufet în care fiecare se duce și se servește cu ce are nevoie, cât are nevoie. Asta a fost prima lecție pe care am învățat-o. Cea de-a doua lecție pe care am învățat-o, trebuie să recunosc că domnul acesta Che Guevara nu-mi creează niște sentimente foarte plăcute, pentru că mi se pare că, nu a fost neapărat omul cel mai relevant pentru toate valorile care se asumă. Și mi s-a părut foarte interesantă chestia asta și am crezut că și mi s-a părut că așa ca idee e foarte interesant și pentru procesul nostru. Un proces cu adevărat eficient nu este un proces care se creează prin revoluție. Iar din punctul nostru de vedere, ci mai degrabă prin evoluție, pentru că și o revoluție, dacă vă uitați și dacă nu este făcută cum trebuie și după aceea nu este urmată de o evoluție normală, s-ar putea să se aleagă praful de ea. Drept pentru care mic, pic cu pic se face oceanul. Pas cu pas ajungem și noi la finalul procesului nostru și este foarte important, ok, soluții sunt multe, dar important este să te ții de ei, pentru că soluția ca soluția, dar implementarea este cea care face diferența. Și, nu în ultimul rând, să lucrezi cu tinerii, nu pentru tineri. Sau, mă rog, în cazul dumneavoastră, să lucrezi cu oamenii, nu pentru oameni. Procesul trebuie să plece de la ei, trebuie să fie împreună cu ei,
Și ei sunt oamenii care vor face diferența în cadrul comunității. Și aici revin, nu știu dacă se va întoarce doamna Mona Nicolici, dar oricum arunc o mânușă către oamenii din companii, pentru că, într-adevăr, cred că este nevoie cumva să ne strângem la un moment dat și să vedem, și este important de văzut că treaba asta cu CSR-ul trebuie să se alinieze cu business-urile pe care le are fiecare. Da, asta este nevoia organizațiilor. Dar trebuie înțeles care sunt și nevoile organizațiilor non-guvernamentale și care sunt nevoile autorităților publice. Pentru că îmi pare rău că trebuie să o spun. Dar aceste insule izolate de care vorbeam puțin mai devreme nu apar întâmplător. Pentru că, ok, e ușor să spui autoritățile publice nu fac. Dar foarte, foarte rar, bine, poate și datorită unei istorii mai îndelungate, autoritățile publice sunt și, cum să spun eu, nici măcar nu mai sunt băgate în seamă de multe ori. Ele sunt acolo, sunt autorități publice, au ștanța lor, gata, e clar, nu pot să facă, eu nu mă încurc cu autoritățile publice. Păi bun, dacă vreți să facem ceva pentru comunitate, am și eu un mesaj pentru voi. Faceți lucruri cu autoritățile publice, faceți lucruri cu ONG-urile și ONG-urile să facă lucruri cu companiile și cu autoritățile publice. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, Andrei. Rămânem în zona educațională și continuăm cu prezentarea lui Carmen Grăjdeanu, CSR Officer la Orange România. Ea va avea un studiu de caz care prezintă... Da. Pentru Andrei, da? Da, pentru Andrei. Bună ziua, Nicoleta mă numesc. Andrei, am și eu o întrebare, aici sunt. Aș vrea să-mi spui cum explici... lipsa transparenței în privirea evaluării proiectelor care sunt depuse la agenția ta, atât timp cât voi nu afișați decât rezultatul final al unui proiect și nu desfășurat pe acțiuni. Nu știu dacă am, nu știu dacă am înțeles corect întrebarea. Ok, ceea ce pot să spun este că, din perspectiva noastră, procesul de evaluare are câteva elemente care sunt respectate și la nivel de transparență, știu că e o întrebare care poate se dorește să fie o întrebare încheietoare. La nivel de transparență, dacă intrați pe site-ul nostru, găsiți formularele de evaluare, oamenii se pot orienta apropo de cum funcționează formularul de evaluare, găsiți fișele de eligibilitate, oamenii pot să-și facă eligibilitatea înainte de a intra. Știu că e o întrebare tehnică, îmi cer scuze dacă o să plictisesc. Eu nu am știu că există aceste instrumente. Eu întreb după ce este depus un proiect, da? De ce nu se văd rezultatele pe secțiuni? De ce nu există această transparență de a vedea cum a fost fiecare secțiune a proiectului evaluată și nu doar punctajul final? Sunt trei secțiuni. În momentul în care se primesc rezultatele de către beneficiar, are punctajul pentru fiecare din cele trei secțiuni și s-ar putea să nu vorbim despre același lucru sau despre același instrument. Și în plus, în afară de acest lucru, există comentariile evaluatorilor care identifică care sunt punctele tari și punctele slabe, în așa fel încât beneficiarul să poate să-și îmbunătățească ulterior. Și cum explici proiectul? În momentul în care unul dintre evaluatori îți dă puncte tari, aceleași pe care celălalt evaluator ți le dă ca puncte slabe? Ok, aveam un feeling că o să ajungem și aici. Poate că... Sincer, și eu sunt foarte interesat și cred că foarte multă lume e interesată de procesul de acordare a finanțărilor din programul pe care îl coordonează Andrei. Însă, cred că ceea ce a vrut să ne transmită, el a fost un proces la care a lucrat, pentru că suntem la o sesiune de studii de caz și studiile de caz și ceea ce învățăm din ele sunt relevante. Și nici n-aș vrea să monopolizăm discuția. Haideți să încercăm, după fiecare prezentare, 3 minute de întrebări, dar foarte scurte, în așa fel încât să putem avea interacțiune și să sperăm că ne mai rămâne timp la final pentru mai multe întrebări. Dacă sunteți de acord, mulțumesc mult. Dacă nu te supăra tot, n-aș vrea să rămână în aer, pentru că acum deja plutește și oamenii se gândesc, a, sigur așa se întâmplă. Da, așa este. Și o spun, deci o spun cu mâna pe inimă și o spun pentru că noi lucrăm cu evaluatori externi. În momentul, și asta ar trebui să fie o dovadă pentru voi că evaluarea este pe bune, pentru că evaluarea oamenilor respectiv nu este influențată de către ceea ce poate să spună unul sau altul dintre experții pe acțiune. Și uneori trebuie să recunoaștem că evaluatorii pot să aibă viziuni diferite asupra acestui lucru. Și de multe ori să știți că nici nu sunt viziuni atât de diferite, ci mai degrabă se referă la aspecte diferite a aceluiași element. Vă mulțumesc!